Doamnelor și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție în umbra știrilor, într-un nou an care sper să ne găsească pe toți mai buni și să realizăm tot ceea ce ne-am propus. Bună seara și ție, Oana! Bună seara, Rafa, și bună seara, oamenilor dragi care ne urmăresc! Am pregătit așa câteva ediții cu de toate pentru toți, să intrăm încărcați cu informații utile pentru noi în noul an și bineînțeles că nu puteam rata să nu aflăm totuși cum se așează stelele pentru noi, cum se așează stelele pentru țara noastră. Știm că românii sunt amatori, eu personal sunt amatoare de a-mi citi configurația astrală. Și bineînțeles că nu puteam rata să nu facem și noi pentru oamenii dragi de acasă un exact, măcar să știm ce ne prevăd astrele și să știm măcar după ce să ne ghidăm în acest an, care va fi un an extrem de important, cel puțin aici pe plan intern. Și discutăm cu doamna astrolog Luminita Ristea. Bună seara și la mulți ani! Bună seara și la mulți ani! Chiar dacă suntem în umbra știrilor, suntem în lumina astrelor, da? Exact, exact. Cum va fi acest an 2024? Eu zic că o să fie un an în care putem să ne schimbăm viața și în care putem să luăm decizii importante. Deci eu sunt o persoană foarte optimistă și încep acest nou an în această doză de optimism. Deci acest nou an încurajează și este în favoarea celor care își doresc să se schimbe și caută o schimbare. Întotdeauna, întotdeauna, fiindcă indiferent cât de complex este contextul astral, indiferent cât de dificile sunt aspectele, dacă avem încredere în noi și dacă ne proiectăm, să spun așa, ce se va întâmpla și dacă ne dorim foarte mult, lucrurile se pot întâmpla. Deci trebuie să lucrăm și noi. Exact. Ca o pură coincidență, oricum anul 2024 va fi un an plin de alegeri și cine știe, poate vom vedea schimbări. Oricum, cu siguranță vom vedea... vor fi schimbări. Deci schimbări vor fi. Da, sunt foarte curioasă să aflu cam ce zodie ar trebui să ar avea nevoie țara noastră, un bărbat sau o femeie, din ce zodie, ca să ia frâiele acestei țări și să vedem o schimbare în timp real. Care ar fi, până la urmă, previziunile generale pentru acesta? Da, previziunile generale. În primul rând, ce aș vrea să spun, acest an 2024, în care deja am intrat, este un an de vibrație 8. Și eu, în harta natală, în anul meu de naștere, am această vibrație 8 și mă bucur că... Deci va fi anul dumneavoastră. Da, sper să fie și anul meu. Ce înseamnă un an de vibrație 8? Foarte multă putere, foarte multă responsabilitate, foarte mult leadership, partea aceasta de pragmatism, de capacitatea de a lua decizii, de a negocia, zona aceasta de bani, zona aceasta materială, de resurse, îndrăzneală, orgoliu, dominare. Deci un an destul de activ, spun eu. Bun. Haideți să începem cu zodiile, pentru că ne interesează cifra destinului meu, pentru că aici are o legătură, nu? Cifra pe care o are acest an este strânsă în concordanță cu cifra destinului. Deci cei care au cifra destinului 8, putem spune că este anul lor, corect? Sunt favorizați, da. Sunt favorizați. Puteți să ne spunem cum ne calculăm cifra? Eu nu sunt numerolog și nu aș vrea să intru pe teritoriul numerologiei. Dar eu știu despre mine că am cifra 5. Stabil, ținând cont de zi, de lună și de an. Dacă adun cifrele, opții acestea. Pentru cei de acasă adună cifrele. Dacă este o cifră compusă din două, se adună și acelea astfel încât să dea până la 9. Exact. Bun. Haideți să începem cu berbecul. Da, nu, aș vrea să începem cu o prezentare generală, să marcăm foarte, foarte pe scurt care sunt cele mai importante momente ale acestui an și, în primul rând, în fiecare an avem eclipse, avem Mercur retrograd, știți foarte bine, dar în acest an avem 3 evenimente la nivel, să spun așa, mai mare, la un nivel mondial, care se manifestă puternic și pe care aș vrea să le accentuez și în funcție de care am făcut și horoscopul pentru fiecare zodie. Și aceste evenimente sunt: avem o conjuncție a lui Chiron, Marele Vindecător, cu sensul de destin, cu nodul nord în Berbec, care are loc în data de 5 martie. Este un eveniment astral care nu a mai avut loc de 55 de ani. Wow. Deci ultima dată a avut loc în 1 martie 1969. Avem o conjuncție planetară foarte importantă, Jupiter-Uranus, care va avea loc în data de 21 aprilie, un eveniment care n-a mai avut loc de 83 de ani. Wow. adică ultima dată a avut loc în 8 mai 1941 și, bineînțeles, un eveniment care, să spun așa, a început în anul trecut, în anul 2023, intrarea lui Pluto în Vărsător, dar Pluto s-a tot jucat cu noi, a intrat în Vărsător, a ieșit din Vărsător, a intrat din nou în Capricorn și, într-un final, el practic va intra și va face intrarea finală în Vărsător în data de 19 noiembrie și va rămâne 20 de ani. Deci aceste trei evenimente reprezintă pilonii acestui an. Ei, în afară de acești piloni avem Jupiter, care va tranzita zodia Taur până în data de 26 mai și după aceea va intra în zodia Gemeni. El nu se va simți foarte bine în Gemeni, fiindcă este în exil. Va aduce aici, apropo de politică, dar vreau să mi-ați ridicat mingea la fileu, s-ar putea să fie după această dată, eu nu știu când au loc alegerile, dar după data de 26 mai vom avea schimburi de idei, controverse. Păi atunci cam începe... Atunci încep campaniile. Deci trebuie să vă pregătiți, controverse ideologice, deci foarte multe, vom lua parte la foarte multe exagerări, manifestări, deci... Păi la începutul lunii iunie, între 7 și 9, într-una dintre aceste zile, vom avea alegerile europarlamentare. Am înțeles. Pregătiți-vă. Da. Saturn continuă să tranziteze zodia Pești și va face și el două careuri, ceea ce, practic, cu acest Jupiter în Gemeni, deci, practic, vom avea de-a face și cu partea aceasta de ajustări, de restricții, tensiuni la nivel de ideologii, deci, practic, cei care vor exagera, cei care vor greși, cei care nu vor fi fair play, vor primi lecții. Atenție, apropo de ce spuneați. Președintele Trump este în zodia Gemeni. Așa. Da. Va primi o lecție. Da, deci este interesant. Sunt aceste două careuri interesante. Neptun va continua să tranziteze zodia Pești. Va fi timp de 5 luni de zile la gradul de urgență, la gradul anaretic, care se va repeta în anul 2025 și anul 2026, fiindcă putem să ne gândim acum, este de-abia începutul unei povești care se va finaliza în anul 2026 și mai avem ceva interesant, Marte va retrograda. Marte va retrograda în zodia Leu, atenție, lei vor fi cei mai impactați de această retrogradare din 7 decembrie până în următorul an, până în 24 februarie, când Marte va ajunge în zodia Rac. Și mai avem și 4 retrogradări mercuriene, una din ele deja s-a terminat la începutul acestui an, a fost Mercur în Săgetător retrograd, va mai fi o retrogradare în Berbec în luna aprilie, o retrogradare în august din Fecioară în Leu și o retrogradare în luna noiembrie-decembrie în Săgetător. Față de anul trecut 2023, când am avut numai retrogradări în semne de pământ, în acest an avem retrogradări ale lui Mercur în semne de foc. Da? Deci, atenție în zona aceasta de... E o diferență între cele două? Da, e normal. Deci, în zodii de Pământ totul s-a așezat, a fost mai clar, am reevaluat lucrurile mai ușor, acum totul va fi mai impulsiv, mai emoțional. Atenție că se vor agita spiritele, va fi o predispoziție poate mai mare de a încălca regulile, convențiile sociale, parteneriatele, pot să apară drame, conflicte inutile. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să fim foarte atenți. Din acest... semn zodiacal suntem o dramă totală. O dramă totală, da, așa este. Săgetătorii, lei. Și știți, practic, ideea este că ne vom cazbate ca peștele pe uscat și nu putem să facem mare lucru, fiindcă orice retrogradare vine peste noi ca să ne ajute să învățăm o lecție, să avem răbdare, poate nu este momentul să acționăm, să facem ceva. Și mai e și axa nodurilor, care practic este tot pe axa Berbec-Balanță. Berbecii, sau unde avem Berbecul în hartă, zodia Berbec, aici va fi reflectorul, aici avem oportunități. Trebuie tot să învățăm să ne luăm soarta în mâini, să fim curajoși, să inițiem noi proiecte, da? Și în același timp în partea cealaltă, în zodia opusă, în zodia Balanță, să fim atenți să ne eliberăm de relații toxice, de legături care nu ne fac bine. Și mai e ceva foarte interesant, în anul acesta avem 13 luni noi față de 12 când sunt în mod normal și avem două lunații, două luni noi în Capricorn și două luni pline în Capricorn. Deci, din nou, această energie, când am făcut horoscopul, m-am conectat la aceste lunații și am realizat că este totuși influența aceasta a lui Saturn, care vine cu foarte multă responsabilitate. Deci, indiferent de ce se întâmplă, indiferent de câtă libertate ne luăm în acest an, vine Saturn și totuși ne creează un anumit context și ne restricționează. Bun. Ne-a plăcut tot ceea ce ne-a spus, mai ales pentru zodiile noastre, dar fiecare e subiectiv în felul lui. Că... Subiectiv, nesubiectiv, consider că mi se potrivește. Într-adevăr, sunt lecții pe care trebuie să le văd. De fapt, anul ăsta ar trebui să trag concluziile unor, să se vadă concluziile ca aplicate. Bani să fie, dacă am și șanse pe dragoste, poate mă și mărit. Da. Asta dorim și oamenilor dragi de acasă. Nu tot ce își doresc, tot ce au nevoie. Că de multe ori, noi glumim aici, dar de multe ori cerem universului, astrelor, lui Dumnezeu, cerem lucruri de care credem că avem nevoie, dar exact, de fapt nu ne fac bine. Nu uitați de legea atracției. Vă mulțumim încă o dată. Cu mare drag, și eu îmi doresc ca acest an să fie un an în armonie. Doamne ajută! Vă dorim o seară frumoasă, numai bine!